Așa arată. Și pe cea cu dulceață. Ia uitați, un deliciu. Sper să le încercați. Aceste mini crostatine sunt un deliciu. Iam să și gust, încă sunt călduțe. Bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelie și bucate gustoase și nu numai! Noi mai facem și săpunele, și unguiente, și uleiuri, și multe, multe altele. Mini crostate o să facem. Deci o să facem în această formă. Deci mini crostate cu Nutella și cu dulceața de cireșe amare. 60 de grame de unt. 60. Voi adăuga un nou. Un praf de sare. Așa, un praf. Vom cântări 100 de grame de zahăr și eu astăzi am să pun zahăr brun, dar puteți pune și zahăr brun, 100 de grame să pun. Avem 100 de grame și acum vom amesteca totul. Vom amesteca așa bine totul. Este de preferat untul să fie la temperatura camerei. Bună ziua și bine ați venit! Așa, și acum vom adăuga 8 grame de praf de copt. O să cântărim 8 grame. Grame, amestecăm puțin și adăugăm și făină. Și acum am să dau, eu adaug până această făină, mă împac foarte, foarte bine cu ea. O să trecem și prin sită. Așa. Și vom pune mai întâi o parte. Deci am să pun 100 de grame mai întâi, amestecăm și după aceea completăm. Așa, deci am pus 148, cam 150 de grame am pus la început, amestecăm. Apoi vom frământa puțin cu mânuța, nu prea mult. Țin, așa, încă puțină făină. Încă 50 am să mai adaug. Și 50. Dăm deoparte. Și acum voi pune tot pe masa mea de lucru. Frământa puțin, puțin, să incorporăm bine făina. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțină, puțină. Deci am pus 200 de grame de făină. Nu, am să mai adaug puțină, încă este moale, vedeți, este foarte moale, mai adăugăm puțină, puțină făină, foarte puțină. Așa. Nu trebuie să fie nici foarte moale, așa, încă puțină. Aluatul nu trebuie să se lipească de degete. 220 de grame de făină. Aici avem forma noastră, vedeți? Așa arată. Imediat o să și punem aici în formă. Eu nu ung cu nimic această formă. Este untul din această compoziție care
Nu lasă să se lipească. Și deschidem cuptorul. Eu am pus la 180 de grade și sus și jos. Așa. Și acum vom lua și vom pune în face așa cerculețe și le vom așeza aici în poziția noastră, în formă. Și voi face o mică presiune. Vedeți? Așa, cu degetul. Cât să ridicăm marginile și aici și în exterior. Așa. Și rotim așa. Vedeți? Așa. Așa. Și am să iau așa puțin și am să mă ajut cu o linguriță. Puteți pune și într-un poș dacă doriți. Așa. Să punem și din dulceață cu cireșea mare, tot așa câte puțin. Așa. Nu punem prea multă mare. Am să întind o bucățică de aluat. O întindem așa, bine. Putem pune puțină făină. Așa. O întindem așa cu un sucitor. Avem grijă să nu se lipească. Așa. Iată, și dăm la cuptor și ne vedem. Și acum o să le scoatem și o să le punem pe un platou așa. L-am lăsat puțin să se răcească. Ia uitați cum sunt, vedeți? Așa. Și le vom așeza aici dulceață de cireșe amare. Vedeți că nu se lipește de formă. Așa. Să le scot așa. Vedeți? Ia uitați. Deci nu este nevoie să ungeți forma. Le puteți lăsa să le faceți mai rumene, puțin, dacă doriți. Și acum vom pune puțin zahăr pudră. Și din aluatul care ne-a rămas. Ia uitați. Lăsăm un pic să se răcească. Așa, și să tăiem. Să tăiem pe jumătate. Una cu dulceață și una cu Nutella. Aceasta este cu Nutella. Vedeți cum arată? Așa. Și aceasta este cea cu dulceață. Și acum să tăiem pe cea cu Nutella. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Și mă găsiți pe canalul de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase și pe Facebook cu același nume. Pupici și weekend plăcut în continuare și vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă. Pupici și multă, multă sănătate vă doresc.